Salutare, dragi prieteni! Am făcut iar aici o delicatesă. Uitați cum arată. Am făcut-o aseară, am fiert-o tot așa în suc propriu, la bain marin. Și acum am lăsat-o toată noaptea afară la rece. Și acum vreau să vă arăt ce a ieșit. Am revenit, am șters puțin borcanul de apă. Ia uitați ce este aici. Ce vedem noastră este numai gelatină până aici. E mai exact ca o conservă de carne, numai că este în borcan. Fiert în suc propriu, care este cel mai sănătos. Nu și pierde proprietățile carnea și se face în suc propriu. Eu am pus și mai am o filmare cu ce am pus înăuntru, dar vreau să vă arăt acum ce mâncare bună a ieșit în borcan. Am să opresc să desfac sau stați puțin. Dumneavoastră, dacă vreți să faceți pentru iarnă, ăsta are cam 2,5 kg borcanul ăsta și vreți să puneți pentru iarnă să țină carne așa în suc propriu. Uitați cum este capacul, este tras înăuntru, ceea ce arată că este bine sterilizat, vidat, nu scapă aer, nu? Și acum uitați când o să bag cuțitul să desfac așa, nu pot cu mâna. Trebuie să audă un fâsâit, dar să văd unde ia. Ați auzit? Acum s-a desfăcut și să vedem ce avem noi aici. Ia uitați. Am pus o ceapă roșie, cartofi, usturoi și sare. Am să scot întâi legumele și după aceea avem aici o ceapă roșie, uitați-o. Vedeți? Cartofiori. Ei sunt prinși acolo în... Ia uitați și cu suc, pentru că nu este așa, mai are și deasupra grăsimea, uitați, care și-a lăsat-o, dar zeama este, ia uitați, vedeți, nu știu cum să vă arăt, cartoful este... Bine, legumele ce am pus eu, cartofi și sunt fierți. Și acum să încercăm să scoatem și surpriză. Este cam greu. O să opresc puțin ca să mai scot din cartofi. Am revenit. Ia uitați acum. Uitați gelatina ce are pe... Ia uitați. Nu știu dacă se vede. Carne făcută în suc propriu. Dacă ghiciți ce este, vedeți ce mare e copanul cât borcanul. O bunătate. Am pus usturoi, cartofi, ceapă, sare și atât. Și fiartă în suc propriu. Mai avem aici și partea de deasupra la borcan, de partea deasupra de la copan. Tot în borcan. Ia uitați. Vedeți cum arată? O bunătate.
ca la conservă, numai că eu am făcut-o mai de acum m-am axat numai pe asta, cum îi zice, pe să fierbă așa la borcan și este și mai bună și mai sănătoasă. Mulțumesc, o zi bună! Dar vreau să vă zic, până la urmă, am și în filmarea în care am filmat când am început să pun la borcan, este o pulpă de curcan mare, cam 1,7 kg are, băgată cu cartofi și cu usturoi, o ceapă roșie și sare. Mulțumesc, o zi bună!